În istorie se vorbește cel mai mult despre ea, de la lupte până la adevărate războaie, fiecare armată își dorea ca aceasta să fie de partea ei. I-am găsit aplicabilitate și în credință, în viața noastră simplă, de zi cu zi. E un termen comun căruia fiecare îi găsește propriul înțeles, dar care e de fapt cu mult mai mult. Vorbesc despre biruință, izbândă, victorie, iar în unele contexte putem să-i spunem chiar succes. Ce este biruința? Majoritatea își va imagina o luptă propriu-zisă, corp la corp, în urma căreia poți să fii învingător sau învins. Biruința e cea care te face să ai întâietate la câștig în detrimentul celui pe care l-ai învins. Acesta ar fi unul dintre cele mai simple înțelesuri. Totuși, m-am gândit mult zilele astea și în viața unui creștin, biruința e de fapt o antrenare a minții, un stil de viață. Îmi aduc aminte de cineva care și-a pierdut logodnicul într-un accident de mașină cu câteva luni înainte de nuntă. Am întrebat adeseori cum a reușit să depășească etapa respectivă. Deși mi era greu să înțeleg, am analizat puțin situația. Am știut că lupta e dificilă, că gândurile negre nu întârzie să apară și că diavolul, de multe ori în suferințele noastre, caută să ne ia pacea și liniștea. Chiar dacă nu am vorbit cu ea tocmai despre subiectul acesta, fiindcă nu voiam să amplific durerea, am putut să-mi dau seama că biruința nu e neapărat ceva ce ține de fizic. În același context, aș fi putut la fel de bine să vă vorbesc despre cazul vecinei mele, care a pierdut cu fruntea sus lupta împotriva cancerului. A mers până la capăt, cu zâmbetul pe buze și cu perspectiva că mâine o așteaptă un mai bine. V-am dat aceste exemple ca să avem o privire de ansamblu asupra ceea ce înseamnă biruința. Cazurile și tiparele pot fi multiple și diverse, pentru că suferința vine în viețile noastre în mai multe moduri și pe mai multe căi. Chiar dacă în esență pare o suferință fizică, e imposibil ca aceasta să nu se răspândească și la nivel psihic sau emoțional. Tocmai de aceea vă spuneam că biruința e un antrenament continuu al minții. În 2 Corinteni 10:5 ni se spune: faceți orice gând rob ascultării de Hristos. Adevărata luptă nu se dă la nivelul corpului, ci la nivelul minții. Dacă reușim ca fiecare gând pe care l-avem să-l trecem prin filtrul lui Hristos, atunci vom fi biruitori. Toate lucrurile sunt ușoare în teorie, dar când vine vorba de a le pune în practică, devin dificile. Așa e și cu gândurile. Ne e simplu să le dăm altora lecții despre cum să facă, dar când suntem noi în situația respectivă, capitulăm. A face orice gând rob ascultării de Hristos nu e cel mai facil lucru. Presupune un mare control de sine și o credință de nezdruncinat. Trebuie să știm că atunci când alegem să ne facem gândurile rob ascultării de Hristos și să nu le lăsăm să zburde pe unde vor ele, putem ajunge la biruință. Adică Hristos ne cheamă la o viață de bucurie, la o viață trăită în dependență de El. În momentul în care îi predăm Lui toate gândurile noastre, indiferent de situația în care ne-am aflat, fie ea suferință fizică sau emoțională, atitudinea față de ceea ce simțim se va schimba radical. Vom privi durerea cu alți ochi și vom înțelege că toate lucrurile lucrează spre binele nostru, adică spre binele celor care îl iubim pe Dumnezeu. Biruința nu înseamnă doar a învinge o boală incurabilă, ci a-i face față cu demnitate, chiar dacă în final oamenii îți vor aduce flori la mormânt. Finalitatea unei suferințe ține mai mult de drumul pe care l-ai parcurs până acolo. Biruința nu înseamnă a nega faptul că te doare inima după o despărțire, ci a accepta asta. Ai dorit celuilalt tot ce este mai bun și a-l pune în brațul lui Dumnezeu în fiecare zi prin rugăciunile pe care le înalți pentru el. Biruința nu înseamnă acceptarea faptului că ești slab și neputincios în fața tuturor valurilor vieții, ci a fi gata să primești totul cu zâmbetul pe buze, știind că rezultatele examenului respectiv se vor vedea atunci când îți vei purta coroana în cer. Biruința înseamnă a lua pe Hristos de mână, indiferent prin ce ai trece. Biruința înseamnă a ști că nu ești singur. Purtați în voi suflete de biruitori pentru că ați fost făcuți după chipul și asemănarea lui Hristos și trebuie să recunoaștem că El a fost, este și va fi mereu un biruitor. Să trăiți frumos, biruitorilor!